Passat luat cu ochii închiși. Salut, acum ceva timp mi-am luat prima mașină, un Passat B6 2.0 diesel. Și nu cred că a fost cea mai informată și înțeleaptă alegere, întrucât sunt sigur că a avut o daună ca lumea pe partea dreaptă, turbina a picat în prima zi, mașina provine din Franța și cu asta am spus tot. A few minutes later. Un Passat din Franța, da, de a căzut turbina în prima zi. Ai de viața mea. O nouă sesiune de verificare cu car vertical. Astăzi verificăm 10, 15, 20 de tigăi și dacă găsim ceva interesant prin mail-urile pe care mi le-ați trimis voi. Aveți 15% reducere dacă intrați pe pagina mea ca vertical pe landing page sau dacă folosiți codul 99vehicles, dacă mergeți voi separat la checkout. O veste interesantă, o să vină în curând verificări care vertical pentru motociclete. Până acum nu erau disponibile, m-ați întrebat dacă se pot verifica motociclete, camioane, eu știu, autorulote și așa mai departe. În principiu se poate verifica orice are serie de șasiu la autoturisme autoutilitare. O să vină și camioane probabil cândva, momentan o să se axeze pe motociclete, ceea ce nu e rău. S-au axat târziu pe motociclete pentru că e o piață relativ restrânsă în comparație cu cea de autoturisme. Așa, Mazda 3 din Germania, Citroen C3 Picasso, Audi A4 B8 necăjit cu mulți kilometri. Anunțul arată cam așa, de la Volt. Da. Ce zice descrierea? Zice are care 212.000, foarte întreținut, filtru de particule activ, deci e bine. Cutia schimbă foarte bine, l-am schimbat anul trecut în octombrie. Scaune Recaro, sistem Bang & Olufsen, mai multe detalii la telefon. X3 din America, Golf 2011 din Danemarca, s-am sărit. BMW F10 cu ceva daune, Passat CC 2013, 150.000 de kilometri în bord. Audi A3 luat de la un verișor. Renault France din Bihor. 3.900 de euro, 154.000 de kilometri, 1.5, cam că e benzină. Cam suspect de ieftină, adică la banii ăștia e BMW întreținut. Passat luat cu ochii închiși. Salut, acum ceva timp mi-am luat prima mașină, un Passat B6 2.0 diesel. Și nu cred că a fost cea mai informată și înțeleaptă alegere, întrucât sunt sigur că a avut o daună ca lumea pe partea dreaptă, turbina a picat în prima zi, mașina provine din Franța și cu asta am spus tot. 2.0 diesel și turbina a picat în prima zi. Cum sună asta, frate? Rog verificare Subaru Forester. Kia Ceed cu 200.000 dați înapoi. Și avem și anunțul pe Autovit. Ah, ce-mi plac astea. Pe Autovit. 4.700 de euro, 160.000 de kilometri. Break, mașina arată ok-ish. După scaune, da, par cam jegoase și obosite, care avea mai mulți kilometri. Ok, și ce ne dă aici? 1.6 CRDI, 1.6 stare tehnică bună, țaca-paca, atât scurt și la obiect. Bun. Skoda Superb 2016, impecabilă. BMW X3, de pe eBay. BMW din Târg de la Vâlcea. Ia, să vedem. Golf 7. Dintr-un parc auto. Și acum urmează să le luăm de la cap la coadă, să citim. Bun. Avem Mazda. La Mazda, din păcate, nu prea sunt informații, a? 188.000 de kilometri. 5.800 de euro. Care era la vânzare unde? În România sau în afară? Nu mi-arată. Bine, superb. Citroen C3 Picasso. Din Austria. A venit din Austria cu 16.000 și 142.000 de kilometri în România. Mhm. Audi A4, 200.000 în 2015, 200.000 în 2015, hai tot ce contează. Și kilometrajul meu scade, a? Deci din 2015 totul ia la vale. Din 2015 până în 2018 el tot scade. 202.000, 177.000, după un an e minus 30.000. Uh-huh. După încă un an, minus încă 50.000. Uh-huh. Deci aici avem 50 cu 30, cu ce a mers, lejer 100. Bun. Și aici are 193.000. Deci asta are 300.000 plus daune. Ei mi-a dat de majolit. Mamă, câte daune sunt. Auci. Doamne ferește. Deci are vreo 3 daune măricele, dintre care asta chiar destul de mare și recentă. Ok, nașpa. Deci asta este epavă.
Din SUA. Da, astea sunt, nu pot să le am seama, sunt ups and downs. Și doamna necunoscută, $12,000. Și poze n-am, deci nu pot să mă bazez. O pălastră. Da, kilometraj modificat 100%. Sunt două puncte, nu este eroare. Dat înapoi, minim 80.000 și cu ce a mers 80-100.000. Deci asta are 200-230.000 de kilometri. Golf. Kilometraj accidente. Ia uite-l! Cum l-am ars pe fraier. Bă, tati, țările nordice au informații. Deci dacă ți-ai o mașină din Suedia, Danemarca, Finlanda, Norvegia, bagă seria pe car vertical, că sunt șanse extrem de mari să găsești informații. Da, unele sunt subțiri, însă kilometrajul este modificat, a fost cumpărată cu 5.500. De fapt, la vânzare a fost cu 5.500, ulterior a fost la vânzare iar cu 5.200. Și mașina arată așa. Golf GTD sămsărit. Ia uite-l. 314.000 de kilometri în 2020. Țeapă BMW seria 5 cu o daună. 192.000 de kilometri. Dauna nu e cine știe ce pentru un seria 5. 13.500 de euro. F10 kilometri ar trebui să fie. Deci Volkswagen, nu știu ce Volkswagen asta, după serie Passat sau Passat CC. Și avem kilometrajul ok și o daună minoră. Deci util raportul, te duci și o vezi, o verifici în realitate pentru mai multe detalii. A3 cu kilometrajul modificat. Nu, no, e doar o eroare. Aici nu este modificat. Și cam atât. Renault Fluence. Bă, dar după preț era suspectă, fratele meu. 65.000 și are 55... Nu, ăștia au mâncat o cifră, frate, stai puțin. A, așa, 55.000 în 2016. Și acum avea 155.000. Ciudat. Daune, ok. Poze ceva n-avem. Ciudat. El zicea că are 155.000. Ăsta parcă. Da, deci trebuie văzută cu atenție. Un Passat din Franța. Da, de-a căzut turbina în prima zi. Ai de viața mea. Daunele sunt superficiale. Cel puțin asta e superficială, nu știu. Pe partea dreaptă, da, pe partea dreaptă a fost un pilot vitan, nu cred că a fost atât de grav. Subaru Forester cu un accident. N-am cine știe ce informații, doar o daună minoră în Germania pe partea stângă la portieră. Ok. Kia Ceed. Franța, România și băgată pe Constanța. 2021 avea 350.000 de kilometri. Și în anunț avea 160.000, nu? Da. Daună minoră, daună nasoală. Deci asta are 350.000 în ce an? 2021. Și asta se vindea acum cu 160.000. Când mi-aduc aminte. Nasol. Volkswagen Turan. Hai că, da, nu știu ce, s-au pus băieții pe țepe? Sunt tot mai multe... Nu, asta este eroare. Este ok. Bun. BMW-ul. Accidente. 264.000 și un accident. Așa. Nu e cine știe ce. Adică e bară, senzori, vopsea, manoperă, stop. Alt superb. Accidente. Din Belgia. 218.000 în 2022. Daună. Asta ceva mai serioasă. Poze avem. Cu ea la vânzare, direct. Și niște poze. Ok. Ce zice kilometrajul? 218.000. 218.000 în 2022. Pare ok. Ăla e. Passat. 217.000. Și accident. Ce accident e, că n-am apucat să mă uit. Bară, portieră. Și asta e mai mică. Stânga portieră. Ok. Alt BMW. Cu o daună. 13, n-am acolo cine știe ce. Și dauna asta e ceva mai serioasă. Nu mi-apare exact detaliat. Și un, ce ăsta? Volkswagen, nu mai știu ce Volkswagen, din Polonia. Avem kilometrajul desfășurat 258.000 de kilometri în 2019. Și daune, ia de aici câte vrei. Multe văd că sunt dublate. Dar sunt și câteva
aparent nu sunt foarte mari niciunele dintre ele. Și cam astea sunt mașinile. Nu uitați că aveți 15% reducere pentru a verifica mașini, indiferent de pachetul pe care îl cumpărați de la parte, dacă intrați pe link, pe pagina mea, sau dacă folosiți codul 99vehicles la checkout, dacă intrați separat pe pagina lor principală. Vă mulțumesc și ne vedem în următoarele episoade.